e o scrisoare pe care eu am primit-o de la un cetățean din Leipzig. La doamna Oana Gaita o veți primi prin e-mail, dar e scurtă și eu vă citesc, că e mai cu farmec așa. Da. Deci, stimate domnule Robu, sunt un timișorean, am autorizarea persoanei să o fac publică, pentru că, evident, am un civilizat, l-am întrebat pe cel ce mi-a transmis-o dacă e de acord să o fac publică și a răspuns că, sigur, fără nicio problemă. Așadar, stimate domnule Robu, sunt un timișorean care vă scriu din Leipzig, unde sunt stabilit de 15 ani. Cu toate că și aici avem casa noastră, am păstrat și casa din Timișoara, așa că urmărim cu interes toate realizările care le faceți pentru municipiul Timișoara, pentru Timișoara și timișoreni. Vreau să vă confirm, ce credeți, că ideea cu metroul este excelentă și să nu o abandonați sub nicio formă. Ia uitați ce spune domnul din Leipzig. Leipzigul este un oraș cam de mărimea Timișoarei și de anul trecut s-a dat drumul la metrou. Și aici au fost mulți care au criticat, dar de când s-a dat drumul nu mai zice nimeni nimic și toată lumea e foarte mulțumită. A și devenit deja o mândrie pentru oraș. Nimeni nu și-ar mai putea închipi orașul fără City Tunnel, pentru că așa se numește. Hai departe. Cu toate că există o autostradă de centură în jurul orașului, există și o șosea rapidă. Noi încă n-avem șoseaua de centură, dar, cum am discutat, forțăm lucrurile până o vom avea. Reiau ideea. Cu toate că există o autostradă de centură în jurul orașului, există și o șosea rapidă cu patru benzi care străbate orașul de la sud la nord, de pe care poți să cobori în toate zonele orașului. Pe șoseaua rapidă viteza este de 80 la oră și cu toate că numărul de mașini este imens aici, se circulă foarte rapid de la sud la nord. Dacă vă uitați pe harta Leipzigului, se vede totul foarte bine. Din câte văd, aveți în plan deasupra metroului să faceți așa ceva. Așa că să nu vă faceți nicio grijă, că ideile dumneavoastră sunt mai mult decât corecte și lumea o să vă țină minte ca unul din cei mai mari primari pe care i-a avut Timișoara. Pentru orice lămurire sau ajutor, puteți cu plăcere să mă contactați. Vă doresc în continuare putere de muncă, să duceți la îndeplinire tot ce v-ați propus. Cu stimă, da? Deci, mai vorbim despre faptul că în Karlsruhe, iarăși oraș comparabil, acolo se duc în subteran toate liniile de tramvai din zona centrală, chiar pe lângă clădirile istorice pe care le au, chiar pe lângă ele, că străzile nu sunt foarte largi. Și că într-o mulțime de alte orașe și din Europa și de oriunde, ducerea în subteran a unor linii de cale ferată folosite ba pentru tramvaie, ba pentru trenuri în regim S-Bahn în Germania, e ceva uzual, nu e ceva ieșit din comun. La noi atâta de limitați sunt unii, încât li se pare că o astfel de idee este ceva fantasmagoric. Eu am explicat oricum care e concepția mea și că nu vorbim despre o rețea de metrou la Timișoara. Nu mai reiau, că v-am dat un comunicat ca să fiu sigur că apare fix ceea ce spun eu. Că ce dai în scris, e dat în scris. Ce vorbești e consemnat și câteodată se mai scapă câte ceva, nu se consemnează exact ceea ce vorbești. Evident, fără intenție. Dar e omenește să mai apară ba erori de transcriere, ba de adnotare și așa mai departe. Nu mai dezvolt, dar iată atitudinea unui cetățean. Domnule primar, cum comentați că ați fost unici bucurcaște, mă rog, de domnul premier Victor Ponta? Cum comentați lucrarea la mișto cu
Păi eu sunt om serios, nu comentez luările la mișto, nu cobor la nivelul acesta. Treaba oricui, cine m-a luat? Domnul Ponta? Da, nicio problemă. E dreptul și al dânsului. Nicio problemă, nu comentez nicicum. Eu las ceva făcut, efectiv, nu vorbe și nu fac niciun comentariu la adresa unor aprecieri la față de mine. Indiferent din partea cui. Păi, dar de mult mi-am luat angajamentul că nu mai dau, că dacă dau, îmi dovedi că dau tare. N-are rost. V-am spus de multă vreme că am ajuns la concluzia că n-avea rost să mă implic în chestii mărunte de genul acesta și sunt consecvent cu noile angajamente față de mine însumi.